Cică, ce este? Ce ar trebui să văd aici? Hei, hey, bine v-am regăsit, amicii mei, la un nou. E Bercea! Ok, lol! De când și-a făcut un canal? What? Lol. Băi, amicii mei, vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea pe care ați arătat-o pentru acest canal și astăzi vă sunt dator cu cea mai tare poveste pe care ați auzit-o și vă garantez n-ați auzit o poveste mai tare decât asta. Este o poveste foarte amuzantă, dar pe moment eu m-am cam speriat. Așa că vă rog frumos să apăsați chiar acum pe butonul de like, să strângem 5.000 de like-uri la acest video. Să-mi dați și mie un follow pe Instagram, pe TikTok și pe toate rețelele, să dați un share la acest video și de asemenea să vă abonați la acest canal și să aprindeți și clonțopelul ăla ca să primiți notificare de fiecare dată când postez. Iar acum, pentru că am făcut acest intro frumos, haideți să vă povestesc despre cum au intrat mascații peste mine în casă, eu fiind nevinovat. Ca să înțelegeți și mai bine povestea, trebuie să ne întoarcem în vara anului 2017. Era o zi de iunie sau iulie foarte, foarte călduroasă. Eu aveam 18 ani pe atunci. Ceasul era undeva la ora 16, chiar 17 după amiaza, iar eu filmam de zori pentru că mă pregăteam să plec la munte cu prietenii. Pe atunci filmam undeva la 3-4 clipuri pe care le și postam în aceea zi și eram cu lecturicul pe Discord. După ce am terminat de filmat, am zis, bă, hai că eu ies în curte, am poftă să fumez o țigare. Și cum eu stau la casă, mi-am permis să ies să-mi fumez țigarea în chiloți. Am ieșit în chiloți pentru că era foarte, foarte cald afară și m-am dus în fundul curții pentru că acolo îmi place mie să stau. Acum, eu fiind și mai de la țară și mai în fundul curții, am zis, bă, de ce nu, dacă tot sunt aici, hai să-mi fac și o treabă mai mică. Înțelegeți voi. Între timp, la polul opus, adică la poartă, au parcat în fața porții 4 mașini. 2 dube de mascați cu încă 2 mașini de poliție. Norocul meu a fost că poarta era deschisă. Țin să menționez că eram acasă cu Parpandel și cu tata. Mascații au încercat poarta, au văzut că este deschisă și au intrat toți în curte. Cred că erau undeva la 10 mascați. Și când zic mascați, nu vă gândiți că erau niște polițiști normal, nu, erau 10 cai mari. Pe la vreo 2 metri fiecare, înarmați, cu arme, cu cagulă, cu de toate, cu veste antiglonț, adică oamenii erau pregătiți de intervenție. Prima persoană de care au dat când au intrat în curtea mea a fost Parpandel. Parpandel pe atunci avea undeva la 6 sau 7 ani. El a întrebat foarte respectuos. Cu cine ești acasă? Iar el a zis. Cu nenea și cu tati. Și ei unde sunt? Tati stă în pat, se uită la televizor și nenea face pipi. Bine. Tata stătea în pat ca orice om normal și se uita la meci. Mascatul intră prima dată peste tata în casă. Se trântește ușa la perete, iar mascatul zice: poliția, pe burtă! Tata a crezut că este un vecin care face o glumă. Iar reacția tatei a fost în felul următor: hai bă, du-te dracu cu glumele astea de aici! Mascatul probabil și-a pierdut răbdarea și îi zice: domne, poliția, n-auzi, pe burtă acum! Acum tata, când a văzut că se îngroașe gluma, a și sărit pe burtă jos pe podea, iar mascatul a venit și l-a încătușat. Următoarea persoană pe care trebuiau să o caute eram eu, care eram în fundul curții și îmi făceam treaba mică cu țigara în gură. Eu stând acolo, am auzit deodată pași în spatele meu. Inițial am crezut că este un vecin care a venit să-mi ceară ceva. Acum vă dați seama că mi-era puțin rușine, eram în chiloți și am zis, bă, hai că-mi termin treaba, am aruncat jos țigarea și m-am întors. Când m-am întors, văd un mascat pe la 2 metri cu arma îndreptată spre mine. Instant am împietrit, iar el zice: poliția, vino aici! Am fost foarte derutat și am răspuns politicos: bă, ești nebun la cap, ce ai? Ce-am făcut? El îmi zice în felul următor: lasă că știi tu, vino aici! Eu acum m-am enervat pentru că l-am întrebat frumos și el nu mi-a răspuns. Și i-am zis: nu vreau. Iar el s-a apropiat de mine și îmi zice tot pe un ton foarte politicos: n-auzi, bă, să vii aici! Eu i-am zis: vă dați seama, când vezi unul cu arma îndreptată spre tine, nu mai comentez, gata. Mi-a băgat arma în coastă și m-a însoțit spre mijlocul curții. Tata stătea cu Parpandel la o masă și mandatul de arestare era fix pe masă. Pe mandat scria clar trafic de droguri. Eu ce? Acum am zis, bă... bă, astea sunt inventate sau... aveam telefonul în mână, hai că scot și filmez. Când prea am fost atent, dar... telefonul, un mascat vine direct, mi-l ia din mână și zice, ăsta rămâne la noi. Unul dintre polițiști îmi zice, adune și nouă, te rog, un buletin. Când intru în casă, în camera mea, să-mi iau un buletin, un mascat căuta de zor prin sertare în camera mea. Acum eu l-am salutat și i-am zis salut. El, vă dați seama, probabil ori a fost supărat, ori n-a vrut să vorbească cu mine și doar a dat din cap. Dar am înțeles că și el m-a salutat. Mi-am luat buletinul,
Le-am dus domnilor polițiști, iar ei ne-au întrebat foarte frumos că unde ascundem marfa. Acum eu am zis, nu avem nicio marfă, n-am făcut nimic. Pe mandat era fix adresa noastră, doar că difera numele. Numele nu era nici, n-avea nici mai mică legătură cu Bercea, era un nume foarte ciudat, n-auzisem în viața mea de el. Ei, vă dați seama, inițial nu ne-au crezut și ne-a zis, hai, spuneți, pe cine ați ascuns aici? Și am zis, domne, n-am ascuns pe nimeni, nu știm cine este acea persoană și nu l-am văzut în viața mea. Ei acum au văzut că noi chiar nu știm și habar n-avem despre cine este vorba și au sunat pe cel care a emis mandatul. După câteva telefoane s-a dovedit că de fapt cel care a emis mandatul a comis o mare greșeală și că de fapt adresa era din altă localitate, doar că strada era aceeași. Adică în loc să treacă, nu știu, București, e strada cu tare, au trecut Craiova. Coincidența era ca fix acolo să locuiesc eu. Acum domnii foarte respectoși și-au cerut scuze și au zis, ne cerem scuze, se mai întâmplă, asta este. Tata a început să râdă, să glumească cu ei, a început să-i roage cu, dacă vor să bea un pahar de vin, că e cald afară, un șpriț, ceva. Dânșii au zis că nu, că sunt în timpul programului, foarte profesioniști, nimic de zis. Eu tot căutam să iau telefonul să-i filmez. Acum domnul polițist tot nu mă credea, cred că 100%, și tot îmi căuta prin telefon. S-a uitat inclusiv prin mesajele cu lecturicul, cu prietenii, să vadă ce vorbeam, ce asta. Și după alte căutări, chiar și-au dat seama că a fost o greșeală și că de fapt noi eram nevinovați. Acum noi i-am condus foarte frumos la poartă, ca și cum ar fi fost niște musafiri. Că na, în fiecare zi intră mascații peste tine în casă, nu poți să-i lași să se ducă singur la poartă. Când am ieșit la stradă, toți vecinii se uitau ca la ușa cortului, vă dați seama. Ei știau că eu fac treburi pe internet, dar ei nu știau ce fac eu, că eu de fapt fac YouTube. Ei credeau că eu cine știe ce prostii fac. Și aud un vecin care zice, a, gata, îl prinseră, prea făcea el bani, știam eu. Acum vă dați seama că eu fiind foarte politicos am început să mă cer cu vecinii și până la urma urmei nu mai vorbesc cu ei nici în ziua de astăzi, da? Mă rog. Problema acum era alta. Mama, eu știind că ea este o persoană foarte emotivă, ea nu fusese acasă și mi-era frică că dacă auzea direct de la vecini, cum mai exagerează și vecinii, îi vine rău. Și am zis, bă, hai să o așteptăm și îi zicem direct. Acum vine mama acasă, noroc că n-a dat de niciun vecin pe stradă, ea a venit după vreo 2 ore așa. Și m-am dus direct la ea și i-am zis, mamă, fii atentă, au intrat mascații peste noi în casă, dar a fost greșeală, n-am făcut nimic, a fost greșit mandatul. O văd că deodată îi lăcrimează ochii și am zis, gata, îi vine rău. Și mama îmi zice, au intrat mascații peste noi în casă? Și fac eu că da. Și vă jur, aceasta a fost întrebarea ei, nu exagerez cu nimic. În secunda a doi, mama mă întreabă, păi și-au intrat încălțați? Vă jur, mi-a căzut fața. Și am zis, da, mamă, ei au venit în casă la noi, i-au căutat prin sertare, dar s-au descălțat, că nu puteau să intre așa în casă oricum. Acum, întrebarea mea este, voi ce ați fi făcut? Mulți prieteni îmi zic, bă, că de ce nu i-ai dat în judecată, că ți-ai fi scos bani frumoși, nu știu cum. I-am zis, bă, eu sunt fericit că n-am luat bătaie, pentru că am mai auzit de foarte multe cazuri de mascați care au intrat peste alții în casă și unii și-au cam luat bătaie, dar eu am scăpat bine. Am fost puțin cam obraznic cu ei, dar măcar am scăpat bine. Întrebarea mea este, voi ce ați fi făcut dacă ați fi găsit în curtea voastră 10 mascați cu armele și tu știi că ești nevinovat? Știu că foarte mulți dintre voi ar zice, bă, eu aș fi dat în judecată, dar credeți-mă, în momentele acelea ești fericit că ai scăpat nebătut, că ești nevinovat și că poți să pui capul liniștit pe pernă. Apropo, trebuie să menționez că mi-au dat telefonul înapoi, adică nu l-au oprit, s-au uitat puțin prin el și mi-au dat înapoi. Dar din păcate n-am putut să filmez și ăsta este regretul vieții mele, dar credeți-mă, această poveste poate fi confirmată de foarte multe persoane care au văzut. Nu știu dacă poliția ar putea să confirme, dar cred că apare undeva acolo prin baza de date. Oricum, dacă nu, întrebați-mi vecinii. Bine, nu știu cum unul dintre ei a văzut că mi-au luat și calculatorul, dar asta e altceva, deși nu l-au luat, dar... Ci că așa s-a dus vorba că mi-au luat și calculatorul. Ăștia sunt vecinii. Dar da, băieți, asta a fost povestea noastră, foarte amuzantă. Pe moment mie nu mi s-a părut atât de amuzant, adică și după, știu că trecuseră vreo 2 ore și eu încă nu realizasem că peste mine în casă au intrat mascații. Vă dați seama că
imediat au început să mă sune telefoanele, să mă sune prietenii. Bă, ce ai făcut? Eu le spuneam că n-am făcut nimic și că sunt nevinovat. Ei nu mă credeau, ce au, hai bă, că nu intră mascații de proști peste tine în casă. Și am zis, bă, n-am făcut nimic. Și până nu m-au văzut în libertate, mulți nu m-au crezut că sunt nevinovat. Vreau să aud și părerea voastră în comentarii, cum vi s-a părut. Eu dacă la mine intrau mascații peste mine, făceam ce a făcut și el aproape. Se conformase toate alea, dar după, eu îi dădeam un judecat. Nu știu de voi, ia asta și făcut. Voi ce ați fi făcut, chat? Ia spuneți-mi voi mie.